Omul era din Ucraina, avea 45 de ani și lucra ca marinar pe o navă care transporta ciment din Republica Moldova. Barja pe care se afla bărbatul ar fi trebuit să ajungă în portul Constanța, dar drumul a fost întrerupt când s-a descoperit că unul dintre marinari murise în cabina de comandă. Autoritățile din Mehedinți au deschis o anchetă. Am efectuat cercetare la fața locului în cazul unei morți suspecte a unui cetățean ucrainian ce lucra pe o navă sub pavilion moldovenesc. Din primele verificări se pare că e vorba de niște cauze patologice, însă pentru a clarifica acest aspect vom transporta cadavrul la morga Spitalului Județean, unde se va efectua necropsia. Inspectorii ITM au fost și ei prezenți la cercetări. Există suspiciunea că bărbatul ar fi suferit un accident de muncă, însă până la finalizarea anchetei nimeni nu poate ști cu exactitate ce i-a adus sfârșitul. Orice eveniment în care este implicat un cetățean străin pe teritoriul României este comunicat către Inspectoratul Teritorial și acesta este cercetat de către Inspectoratul Teritorial împreună cu organele competente și cu reprezentanții ai angajatorului străin sau de către Inspecția Muncii. Cadavrul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală din Drobeta Turnu Severin pentru ca legiștii să spună exact care a fost cauza decesului.